Salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou video cu FIFA 21! A venit momentul pentru o carieră și m-am decis să fac prima mea carieră de jucător. Vreau să fac carieră de manager, dar este și această opțiune de carieră de jucător. În general, nu am vrut să fac o carieră de genul acesta, dar m-am gândit că ar fi momentul acum. Și o să luăm un jucător de aici, un fotbalist, un fotbalist care, la început de drum, care caută gloria de la Rangers îl avem pe Ianis Hagi și cu el voi începe această carieră. iată pe Ianis Hagi, 73, 5 la Wickford. O să încercăm să ducem la una dintre marile echipe ale Europei, să câștigăm ce e mai important cu Ianis Hagi, să câștigăm Champions League-ul în această carieră cu Hagi. Și începe cariera cu Hagi, hai să vedem, o să fie repriza de 4 minute. Avem grupa C, Cracovia, Cefere Cluj, Spurs și Rangers. O grupă foarte interesată pe care am făcut aici. Grupa K e grupa Craiove cu Burnley, Gengler, uh, Birligi și Benevento. Uh, da, și astea sunt celelalte grupe de Europa League. În Champions League avem grupele din realitate. Băgăm niște antrenamente aici ca să ne creștem jucătorul. O să fie toate astea care sunt uh, mai grele cu hard. Avem vision long pass, bune. 3 uh, drill-uri până acum uh, Defending nu cred că trebuie Set pieces n-ar fi rău Îi mai dă și long shots Da, per total uh, trebuie să băgă și defending Că n-are sens să fie altceva O să dăm simulator uh, de fiecare dată A luat d <laughs> Sper că nu trebuie jucate astea ca să ia auri Ianis uh, Cam așa arată meniul de start Mișoca și central ofensiv 21 de ani, nici nu mai jucat până acum niciun gol Nici o pasă de gol Iată-l și pe Anis are față în joc. Kit number 7. O să-i dăm numărul 10. De acum încolo e de cum ar trebui să fie. Aici la mai pro avem și mai actions și aici poți cere un transfer, loan sau să te retragi. Dar nu cred că este cazul, că așteptăm să fim vânduți. Și dăm la calendar să vedem care va fi programul. Este acest rol de pregătire. După care începe campionatul, primul meci cu CFR, Cluj. Oh, ăsta o să fie un meci interesant, primul meci de Europa League. Avem mesaj de la manager, suntem în prima echipă a Hagi cu litere mari acolo, um, Morelos, Aribo, Camara. Suntem în acest meci cu Leganes, că, pe care o pot simula. Um, o să dau cu Exim meciurile de pregătire și mai multor meciuri de campionat. Nu cred că e foarte relevant un quick sim aici și sper să se descurce Ianis cum trebuie. Un la 1 și a fost schimbat în minutul 70 Ianis Agi. Ah, nu știu dacă e tocmai bine. Oricum e de pregătire. Din nou în primul 11. Quick sim uh, și acestui meci cu Dinese. Am câștigat 2 la 1. Hagi galben în minutul 3. Ei, hey, e o realizare măcar. S-a întâmplat ceva acolo. 3 puncte în turneul de pregătire. Mai un meci în uh, grupe. Oh, Memphis Depay se duce la Dortmund. Ce transfer aici? Dani Carvajal se transferă la Bayern, 77 de milioane, 65 de milioane a dat Dortmund pe Memphis. Roma le pe Martinez cu 41 de milioane și spăr să vină la Lyon pe Orie pe 25 de milioane. Ce transferuri? Cu Sampdoria, într-un de pregătire, pierdem cu 3 la 1 și s-ar putea să fie eliminare. Nu, Dineze bate, iar Rangers trece mai departe de grupe. Avem meci cu belgenii. Belgenii royali și pierdem. Ok, asta a fost cu de pregătire uh, în frângele semifinale. Dar clubul cred că o să ia ceva bani pentru că a ajuns în top 4. Meci în campionat și acum o să fie așteptări. Eu o să joc acest meci. Uh, trebuie să fie minim nota 9 pentru Iaris. 4 șanse de gol create și 9 șanse de gol în meciuri. 90% passing accuracy. Pentru următoarele meciuri. Oh, nu! 90%, deci 9 din 10 pase trebuie să fie corecte. Bine, jucăm cu Hamilton. E vremea să jucăm players. Hagi, doar așa vom juca cu Hagi și atât. Lega Scoției. Atmosfera incendiară aici la Hamilton. Ia uite toți cu fulare. uite și pe Ianis cu numărul 10. Este momentul să marcăm cel puțin trei goluri În acest meci din liga Scoție Yanis Hagi acum În ajutorul său este Din altfel, că Jones, Jones, șutează, este gol, Jones, pasă de gol Încă din 12 1-0 pentru Rangers Aici la Hamilton Un gol marcat de Jones Foarte sigur pe el Aribo, Hagi este în careu. Iar Isagi gol, 2 la 0. Iar Isagi reușește să îl scrie în prima etapă discuți. Gol și pasă de gol în prima repriză. Da, e lejer până acum, minutul 19. În acest ritm, șanse bune să vină un transfer curând. Aici recuperează E o minge către Jones care era în offside. Se marchează, dar departe Jones de linia de apărători. Ruf. Hagi. În care trece cu fake shot-ul Ianis pe lângă poartă. Un nou shot după o ocazie importantă. Rămâne 2 la 0. Oh, foarte bine dă cu capul jucătorul nostru, iar Ianis trece de defensivă. Hagi poate fi un nou gol al lui Ianis, dar trage pe lângă poartă. Oh, stângul mult prea departe. Puțin uh, incomodat poate de fundașul care se afla chiar în spatele său. Să vedem această pasă lungă, perfectă. Că trecem spre luarea asta de dorit. La pauză, 2 la 0, nota 10 până acum după cele 45 de minute. Totul e senzațional. Culibali ajunge la Real Madrid. Iată, un om fundaș central la Real. Magic cu centrare e bună! Gol Morelos! Sunt o pasă de gol. 3 la 0. Gol și două pase de gol în acest meci. Senzațională lovitura de cap și centrarea de calitate, dar iată cum sare Morelos perfect, bine, și marcașul acolo destul de slab, este 3-0 pentru Rangers Agi primește, reușește să treacă stopul acolo, șutul cu stângul, para de Fulton, călătam golul 2 niște indicații aici din partea antrenorului, trebuie pus jucătorii mai aflu. da, frumos șutul, se flueră e 3-0, scor final Meci perfect pe care îl facem în prima etapă Nota 10 pentru Ianis. Totul a decurs conform planului. E primul meci acasă la Rangers. Și cu Ibernian. Sperăm că putem să mai marcăm și azi. O pasă bună aici. Fake shot e excelent. E Arfield. Apără Marciaro. Nu reușim acolo să păstrăm controlul. Hagi a primit, este în care gol! Iar Agi deschide scorul în minutul 17. Golul de carului vine încă o dată în prima repriză. Fanii în delir. E un start de sezon foarte bun. Și e foarte tare că Yanis acum are 5 Wickford, 4 stele skill moves. Un upgrade acolo la skill moves. Vibo prea bine jucăm tot cu el. Acum în centru la Morelos. Agi scapă de adversarul său. Iar Hagi șutează. Marciano reușește să apere. Este o nouă pasă, Iaris. Dar, din nou, mingea se oprește la Marciano. Ianis Hagi, care e Hagi cu dreptul, gol, 2 la 0, în minutul 28, este dublă în etapa a doua. Spații mari, destul de slab cei din uh, liga scoției, uh, clar pe defensivă, mari probleme pentru Hibernian Oh ce greșeală Este iarăși Yanis Agi în fața hetricului. la corțul scurt pe lângă poartă, nu există așa ceva, ce era tare la Morelos Va fi tot Yanis uh, careu pentru pasă o, oh, ce călcăi acolo, Ianis pe stângul, este ușut pe lângă poartă. Un atac foarte bun, Morelos e excelent în față pentru Liga Scoției. Din nou nota 10 la pauză, o să fie 2-0. oh, ce pasă bună, este gol. 3-0 pentru Rangers. Ruf, iată însă ce pasă, reușește numărul 37. M-a trecut mijlocaș stânga, iată, apare New Position pentru ultimele minute. Antrenorul are alte planuri. Hai să vedem aici. Hagi cu mingea din partea stângă către Arfield care ratează. O pasă foarte bună, dar n-a putut Arfield să scrie. 3-0 scor final, două goluri din nou, un meci foarte bun. O să simulăm următorul meci cu Motherwell. Dar n-aș vrea să joc chiar cu toate echipele din Scoția. 1-1. Hagi totuși marchează ceea ce e foarte tare. Golul 76. Un egal, dacă am fi jucat, câștigam, dar din păcate pierdem două puncte cu Motherwell. Și am ajuns la 74 deja atât din primul episod plus 1 la rating. Uh, Finishing-ul s-a îmbunătățit și alte testat Și o să vedem care au fost transferurile finale în ultima zi. Două goluri marcate de Ianis Hagi. Nu mă mai las să mă duc în sus, dar oricum două goluri marcate de Ianis și în acest meci, care am simulat uh, uh, jocul. Am îndeplinit obiectivele, am simțit passing-ul, dar totuși să ai 90% passing-ul, că deși mijlocaș central ofensiv, e foarte greu. Altceva e când ești mijlocaș central, fiindcă poți pasa în lateral, în spate, așa, trebuie să. în spatele atacantului, trebuie să încerci niște pase riscante. Da, nota 9 pentru notarea 4 meciuri. Obiectivul. O, oh, Iani Sagi. o să ce pentru România cu. țara Gailor și Polonia. Deci, episodul viitor vor fi meciurile jucate la Națională Și meciuri din Europa League cu CFR Cluj. O fi un episod foarte interesant și pentru echipa națională în premieră în uh, această carieră Plus, Europa League o să fie și acolo Lupte strânse Și să sperăm că mai dăm uh, cel puțin un gol cu Hagi aici. 2-0 Arfield Și Hagi, super tare! Victorie și cu Livingston! Gol marcat de Yanis iar uh, Rangers își continuă parcursul foarte bun. Primul loc, o să se încheie și perioada de transferuri. Vedem acum pe 31 în care vor fi ultimele transferuri ale verii. Bine, treaba e că vedem doar pentru Liga Scoției, unde nu e foarte important. Uh, Eduard a plecat de la Celtic. Au încasat vreo 25 de milioane. Rangers, uh, niciun transfer. Fiola a venit, de fapt. Da, nu vedem exact ce transferuri au fost, au arătat doar câteva. Ar fi trebuit să fie undeva un loc unde să vezi exact ce jucători au fost transferați prin lume. Oricum, aici se cheie primul episod din cariera cu Ianis. Data viitoare vedem meciurile pentru echipa națională, țara galilor. Bale acolo și Polonia lui Lewandowski. Meci cu CFR în Europa League. Prima etapă grea din Europa League. O să uh, jucăm toată această lună septembrie. Sper că v-a plăcut acest episod și că vă place această nouă carieră de jucător. Dacă da, nu uitați de like acolo, cam atât oameni buni. Pa pa.